A fost panică în zona 9 mai din municipiul Târgu Jiu după ce acoperișul unui bloc a luat foc. Incendiul a izbucnit după ce un locatar s-a apucat de unul singur să efectueze lucrări de hidroizolație pe acoperișul blocului. Din fericire, pompierii au ajuns la timp și au lichidat incendiul fără să fie create pagube prea mari. Am fost solicitat să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc situat pe strada 9 mai din municipiul Târgu Jiu. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autoplatformă pentru lucru la înălțimi și o ambulanță zmur din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu. Echipajele de intervenție constatând că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 20-25 de metri pătrați. S-a intervenit rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite. Din fericire, nu au fost înregistrate victime și nu s-a impus evacuarea locatarilor. Cauza probabilă a incendiului o reprezintă utilizarea focului deschis, cel mai probabil în urma unor lucrări de hidroizolație care se efectuau. Autoritățile fac apel la populație să dea dovadă de atenție pentru ca incidentele de felul acesta să nu se transforme în adevărate tragedii.